Poporul Domnului, câteva clipe vă rog să mai rămâneți în picioare. Vreau să citesc primele șase versete din 1 Petru, capitolul 3, apoi o să vă invit să vă așezați. 1 Petru, capitolul 3, versetele de la 1 la 6. Tot astfel, nevestelor, Fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru că, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podaba voastră să nu fie podaba de afară, care stă în pletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobea odinioară sfintele femei care ne dăjduiau un Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnului ei. Ficele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Amin. Mulțumesc! Reocupați-vă locurile! Este o seară frumoasă aici, în prezența Domnului și în prezența Sfinților. Este o seară frumoasă aici, în prezența Duhului Sfânt și în prezența Evangheliei. Este o seară frumoasă aici, în prezența cântărilor de laudă pe care le adresăm Domnului și în ele punem dorul nostru și admirația noastră pentru Dumnezeu. Suntem aici cu copiii noștri, cu nevestele noastre, cu nepoții noștri și am venit să ne închinăm lui Dumnezeu. Anul acesta am găsit de bine să concentrăm predicile de duminică seara în cea mai mare măsură învățăturii despre viața de familie. De aceea am numit anul acesta Anul Familiei. Familia este sub asediu, este în confuzie, este într-un proces de redefinire masivă și păcătoasă, care ofensează justiția lui Dumnezeu care are calitatea de arhitect al familiei și noi socotim că e bine să afirmăm principiile lui Dumnezeu și să întărim inima poporului lui Dumnezeu. Am ajuns în această seară să continuăm predica de duminica trecută. În perioada aceasta vorbim despre riscurile soțiilor, ale femeilor. Și seara trecută de duminică a fost prima parte și am vorbit despre competiție. Am încercat să spun că competiția, lupta cu bărbatul, cu soțul, este un risc mare pe care și-l asumă o soție încercând să se impună, părăsind atitudinea ei de supunere. Când, facem, când spunem lucrurile acestea, nu ne referim la faptul că soțiile trebuie să fie pe locul 2, conduse de șefii lor bărbații. Nici vorbă, ci ne referim doar la faptul că Biblia face afirmații despre cadrul pe care trebuie să-l aibă o soție. Așa că, în seara aceasta, vom continua prin ajutorul Domnului. Atunci când am vorbit despre competiție, am spus câteva lucruri și am concluzionat cu cele trei modele de familie: cel tradițional, cel modern și cel biblic. Acestea sunt subiectele pe care le-am parcurs până acum. Competiția este un mare risc al unei femei, după cum imaturitatea, pofta și absența manifestării iubirii este un mare risc pentru bărbat. Ei bine, competiția soției cu soțul ei are multe cauze care a generat această atitudine de competiție, de concurență, de luptă. Una dintre ele este tendința naturală a femeii și a oricărui om de a nu fi depășită. Nici unuia dintre noi nu ne place să fim pe locul doi. Să avem un șef toată viața. Tata și mama până când ne căsătorim și după aceea soțul după ce ne-am căsătorit. Sună puțin ciudat pentru mentalitatea secolului 21. Apoi, neputința ei firească, păcătoasă, de a înțelege și practica voia lui Dumnezeu, care este supunerea în cadrul familiei. Când o femeie nu e o femeie creștină, sau când o femeie este creștină, dar e o, e o creștină firească, ea nu înțelege voia lui Dumnezeu și privește la viața de familie într-o manieră logică și firească. Ea le exclude pe Dumnezeu din ecuație, se vede în concurență cu soțul ei, pe care încearcă să-l domine cu, cu cicăleala. Până când acesta pur și simplu se frânge, sub potopul acestea de vorbe, de țipete, de crize și pur și simplu mai bine se ascunde în interior, se retrage pentru așa zisa pace. În momentul acela soția vede că arma aceasta lucrează, că este un mod de a câștiga războaiele vieții și o folosește în continuare. O altă, o altă cauză e mediocritatea multor soți care au ieșuat pierzându-și respectul și poziția de cap. Sunt multe soții care descoperă că s-au căsătorit cu un bărbat care nu e capabil să fie cap în casă. Și atunci ajunge să-l disprețuiască, să-și piardă respectul pentru el. Ea trebuie să conducă închinarea în casă, ea trebuie să conducă familia, ea trebuie să afirme prioritățile și convingerile casei. El pur și simplu este inexistent. Și atunci, în această situație, ea nu se mai oprește unde trebuie, ci pur și simplu își asumă în mod public calitatea de cap și afirmă și în public că el nu-i bun de nimic. Este bine că ea ia inițiativa, că nu o să eșueze familia, dar este rău că în public ea afirmă neputința lui, incapacitatea lui și pune în evidență meritele ei citim în scriptură despre o femeie frumoasă și inteligentă, înțeleaptă, care s-a căsătorit cu un nebun, dar în public nu l-a făcut de rușine. O singură dată când a vorbit împăratului ca să-i scape viața, trebuia să spună ceva despre nebunia lui, ca să argumenteze de ce s-a comportat așa. Dar nicăieri în Biblie nu scrie că ea l-a disprețuit în mod public. Mai citim despre femeia din Sunem, care își conduce casa, soțul ei este inexistent, dar ea nu face publică lipsa calității lui de a-și conduce familia. Ea conduce familia, dar în interiorul familiei, când e vorba de porțile cetății, ea îl împinge pe soțul ei în față, pentru că și înțelege misiunea de femeie înaintea lui Dumnezeu și de soție în parteneriatul cu soțul. Este lucru greu să fii un bărbat, dar un bărbat adevărat, nu doar un mascul, adică de sex masculin, de gen masculin. Însă tot la fel de greu este să fii o femeie, o femeie adevărată, nu condusă de moda lumii și de psihologia lumească, ci condusă de Dumnezeu și de principiile Lui. E o tendință teribilă când ești o femeie înțeleaptă și ai abilități să rămâi lângă soțul tău și să îl lași pe el să ia așa de pe tort în public. Să-i dai lui calitatea de cap, după cum a spus Creatorul. Este o mare ispită dacă poți să treci pe lângă el, să-l depășești și să îi lași și pe alții să vadă lucrul acesta. Adversitatea și violența la care au fost expuse femeile în timpul în care superioritatea masculină a condus în istorie. Femeile fiind frânte de această nedreptate și violența a bărbaților s-au unit și au încercat să găsească o modalitate de a-și afirma drepturile egale cu bărbații. Așa s-a născut feminismul. Feminismul a fost bine motivat inițial, după aceea a devenit o politică, politică murdară. Scopul predicii mele este împotriva acestei politici. Feminismul inițial a fost o luptă pentru drepturile de egalitate cu bărbații, apoi a continuat și lupta a devenit pentru independență și superioritatea femeilor. Intrați pe internet și citiți ce spun doamnele care conduc lumea, pun în evidență că bărbații sunt incompetenți, că zreduși. reduși, că nu au în minte decât relațiile intime, că nu-ți bun de nimic, că femeile sunt educate, că facultățile au mai multe femei decât bărbați, că sunt, au mai multe abilități, că au mai multă răbdare pentru lucru, că știu mai bine să crească copiii și că în general sunt superioare. Astea spun doamnele lumii. Ascultați-mă! Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe Eva din coasta lui, a făcut doi oameni la fel. Și dacă bărbații nu de nimic, femeile sunt cel puțin la fel ca ei. Moda lumii e o modă murdară și cine ajunge la microfon spune că e mai deștept decât celălalt care va ajunge mâine la microfon. Oamenii care spun asta n-au minte, au doar interese. Iar noi, șase, șapte miliarde de oameni, suntem manipulați. Pentru că ei s-au obișnuit să gândească în locul nostru. Opra, cine nu știe, celebra doamnă, ea este o mare exponentă a feminismului. Priviți o afirmație de ei. Este făcută de ea, în cadrul unei emisiuni. Căsătoria însemnează pentru mine a oferi, a sacrifica pentru o relație. Nu sunt capabilă de asta. Nu sunt capabilă să ofer. Nu-mi trebuie bărbat. Nu stau eu să-l spăl, să-i fac de mâncare și să-l suport. Vreau să fiu liberă! Cum sună această afirmație a doamnei Opra în fața Creatorului care i-a dat atâția bani și atâta celebritate? Sunt milioane de femei care trăiesc în mizerie și nu au o banană să mănânce. Și această doamnă își permite să facă astfel de afirmații care devin un reper pentru alte milioane de femei tinere pângărindu-le conștiința și oferindu-le o perspectivă murdară. Feminismul nu trebuie folosit pentru a fugi de complexul de inferioritate pe care unele femei îl au. Sunt femei care au un complex de inferioritate și atunci apelează la feminism și spun că bărbații nu sunt buni de nimic. Nu-i cinstit. Bărbații sunt buni pentru ceea ce este bun un bărbat. Și femeile sunt bune pentru ceea ce este bună o femeie. Un bărbat nu trebuie să devină femeie ca să fie un bărbat bun. Și o femeie nu trebuie să devină bărbat ca să fie o femeie bună. Feminismul nu trebuie folosit pentru a fugi de poruncile lui Dumnezeu. nu trebuie familie. Este ok dacă nu-ți trebuie familie. Pentru că Pavel spune, dacă vrei să ai o viață de celibatar, să nu te căsătorești, nu-i rău, din potrivă, e bine că ești disponibil pentru Dumnezeu. Dar ești sigur că în situația ești disponibil pentru Dumnezeu? Dacă nu vrei, să te căsători, nu vrei să te sacrifici pentru un bărbat, ești de acord ca și Maica Tereza să te sacrifici pentru toți le Care-ți e misiunea de pământean? Doar să-ți vopsești unghile și să te plimbi mașini scumpe, schimbându-i pe parteneri? Fără ca să se instaleze o relație emoțională și să rămâi datoare cuiva? Feminismul nu trebuie folosit pentru a trăi în comoditate. Priviți din nou afirmație deasupra sau un egocentrism. Frații mei, Hristos este Dumnezeu și a venit pe pământ și a trăit pentru noi. A spus, misiunea mea este să mor pentru oameni. Am venit pe pământ cu o misiune specială, n-am timp pentru mine, am timp pentru voi. Și a spus, călcați pe urmele mele. Și Pavel, care primul a călcat pe urmele lui, era un lider proeminent, era un om respectat în societatea lui. Era un om bine plătit, oamenii se aplecau în fața lui. Era un om instruit, un licențiat. Și totuși când l-a cunoscut pe Hristos, n-a mai trăit pentru el. N-a mai avut zi, n-a mai avut noapte. N-a mai avut vacanță, n-a mai avut timp personal. Bătut, înfometat, neînțeles, cu bani de la prieteni și de la biserici. Ca și cum n-ar fi fost în stare să aibă și el un salariu ca alții, acolo lumea să vorbească despre Isus și să spună oamenilor despre vestea bună a mântuirii sufletului, prin pocăință și credință. Și doamna Opra face o afirmație de femeie închisă într-un cup de sticlă, care n are chef să se întâlnească cu niciun amărât, cu niciun nenorocit, în ciuda faptului că șourile dânsei. Care au succes, au mai mult legătură cu familia, pe care o disprețuiește prin cuvintele acelea. La creație, Dumnezeu a pus între soți complementaritate, adică a se completa unul pe altul. N-are rost să intre în competiție, că ei sunt chemați să se completeze unul pe altul. V-am arătat cândva o poză cu doi chinezi. El n-avea un picior, dar avea a două și cu al lui trei. Ea n-avea o mână, dar avea două și cu a lui trei. Erau doi oameni cu trei mâini și trei picioare. Dacă ar fi rămas câte unul separați, ar fi avut două mâini și un picior sau două, mâini, două picioare și o mână. S-au pus împreună și au făcut rost de trei mâini și de trei picioare. Se completează unul pe altul. Competiția este propunerea diavolului. Să se certe toată ziua care e mai deștept, ai cui părinți sunt mai de treabă, cine aduce bani mai mulți cine e mai priceput să schimbe prizele și așa mai departe. Frați și surori, rolul familiei nu este competiția, e completarea. De asemenea, păcatul a adus ostilitate și competiție. Competiția femeilor cu bărbații transformă soții în adversari. Ei ar trebui să fie tovarăși, tovarăși de viață, nu adversari. Familia e un loc unde se nasc copii, unde se cresc, se educă copii și unde oamenii sunt iubiți, nu un ring unde după 12 reprize, care înseamnă toată viața, sună gongul care e mai bun. Iar relația de familie nu e un teren de luptă, de concurență și de conflict. Nu trebuie să fie o soție care te lupți și nici un soț care te lupți. Nu ai dreptul să te lupți cu tovarășul de viață. Luptă-te cu dumneata însuți sau însăți, ca să fii un om de caracter. O persoană iubitoare și iertătoare. Fiecare trebuie să-și ia crucea și să se răstignească pe sine în căsătorie, nu să-și răstignească partenerul, pentru că țipă mai tare, pentru că lovește cu pumnul mai tare în masă, pentru că el a avut mai mulți bani la nuntă, pentru că. și lista de argumente poate continua. Soțiile competitive au tendința să renunțe la supunerea voluntară privind o drept, o slăbiciune. Stimate surori, stimate doamne, Evanghelia lui Dumnezeu, care vă e tată, în această seară vă spune ceva ce contrazice spiritul lumii în care stăm multe ore pe zi. Supunerea față de soț este cea mai înaltă performanță a unei femei creștine. Nu există o performanță mai înaltă decât să reușești să te supui soțului în dragoste, fără să te simți pe locul doi. Supunerea soției nu o face inferioară, și demonstrează performanța. Îi pune în evidență valorile, virtuțile și excelența lui Dumnezeu care lucrează în viața ei. Aceasta-ți este misiunea. Misiunea aceasta ți a Ți-a dat o Dumnezeu, nu pastorul lui Gimițoi sau Biserica Betania din Chicago. Dumnezeu ți-a dat misiunea aceasta când ai venit în lume. Să nu spărăsești misiunea aceasta că ți-ai ratat-o. Și vei trăi degeaba. Indiferent cine ești și indiferent ce vei achiziționa. Lipsa supunerii soției față de soț. Nu te pune în conflict cu soțul, ci în conflict cu Dumnezeu. Pentru că este neascultare față de Dumnezeu. Iar neascultarea te descalifică să mai fii binecuvântată. Asta e, acesta e mesajul Evangheliei. Evanghelia aceasta pe care stă, care stă pe amvonul Bisericii. Rolul nostru este să afirmăm Evanghelia aceasta. Știm că la televizor nu se spun lucrurile acestea, știm. Știm că în societatea aceasta care este secularizată și psihologizată nu se afirmă aceste adevăruri, dar nu mă interesează ce spun oamenii fără Dumnezeu, că ei spun ce le dictează golul de forma lui Dumnezeu pe care l au un suflet. Să Evanghelia lui Dumnezeu spune care e misiunea femeilor în lumea asta. Să se căsătorească, să aibă familii și să-și respecte bărbații în timp ce aceștia să le iubească. Dacă vei vrea să trăiești cu scop, dacă vei vrea să fii binecuvântată, dacă vei vrea la sfârșit să auzi și a auzit Pavel și să ai parte de răpire, ascultă-mă. Nu-ți folosi oportunitățile, abilitățile, inteligența, debitul verbal ca să frângi poziția de cap a bărbatului pe care ți l-ai luat de soț. Să nu faci asta. Dacă poți să o faci, refuză să faci ceea ce poți. Fie o soție care își respectă bărbatul. Fă un angajament cu propria conștiință. Aceasta este misiunea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu. Dincolo de orice altă misiune pe care o ai. Atitudinea de luptă a soției îi ascunde feminitatea și vulnerabilitatea care atrage iubirea soțului. E greu să iubești o femeie care este un războinic. În general, femeile sunt feminine. Și această feminitate atrage iubirea soțului. Dar dacă ești o femeie metalică, un rambo, adică o femeie cu fizic de bărbat, cu nerv de bărbat, cu pistoale de bărbat, cu sabie de bărbat, cu atitudine de bărbat, iartă-mă! Unui bărbat, adică soțului, e foarte greu să te iubească, pentru că o femeie nu arată așa. O femeie este vulnerabilă, este feminină. Este ca o floare dulce. Biblia o numește un vas mai slab. Și bărbatul o iubește pentru că cu așa ceva s-a căsătorit. O femeie dură, aspră, iertați-mi expresia, încăpățânată, este foarte greu de iubit. Poți să o suferi, dar trebuie eforturi supraomenești ca să o iubești. Păstrați-vă feminitatea, păstrați-vă dulceața pe care v-a dat-o Dumnezeu când a hotărât să fiți de gen feminin. Comportați-vă ca niște doamne, ca niște femei de caracter. Păstrați-vă vulnerabilitatea față de soți. Și spunea Biblia, sunt îndrăgostit de drăgălășenie ei. Nu vreau să intru în amănunte cu privire la subiectul acesta. Vreau doar să afirm voia lui Dumnezeu. Multă nenorocire a adus această masculinizare a unor femei care dau cu pumnul în masă. Nu e specific unei femei să facă asta. iertați vă doamnelor! Orice soție are de ales între, a, între feminitate și feminism. Feminitatea este totalitatea trăsăturilor care constituie specificul unei femei. Tandră, feminină, vulnerabilă, gingașă, plăcută, delicată. În timp ce feminismul e o luptă, o mișcare, un război care urmărește dobândirea egalității în drepturi a femeii. Și mai este, aceasta a doua parte este ascunsă, de fapt, e continuarea feminismului, că inițial a fost prima parte, doctrină care proba, pro, propagă emanciparea femeii și extinderea drepturilor ei. Emanciparea femeii, știți ce complicat este să ai o soție emancipată? Niciodată nu-i ajung banii? Niciodată nu-i ajunge nimic? Tot Totă nemulțumire, tot o firmă, tot o etichetă? Nu vreau să fiu răutăcios. Și eu sunt însurat. Am două ofice și o onoră. Sunt înconjurat de femei care sunt surorile mele în Hristos, aici în Biserica lui Dumnezeu. Și eu trăiesc între oameni. Dar vreau să vă spun că moda lumii. Este o mare pacoste în sufletele oamenilor născuți din nou. Vorbesc acum despre femei pentru că este rândul predicilor despre ele. După cum cu câteva săptămâni în urmă am vorbit aspru despre tendințele și riscurile bărbaților. Competiția dintre soți promovează spiritul de autonomie și independența soției față de soți. Dacă vrei să fii autonomă, nu te mai căsători să ne un băiat. Dacă vrei să fii independentă, nu te mai căsători ca să ne norocești un băiat. Rămâi singură și fii autonomă și fii independentă. Dar dacă te-ai căsătorit, cum îți trece prin cap că ești autonomă, independentă, dar unită cu soțul? Scriptura spune următorul lucru. Va lăsa soțul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasă sa și se vor face un singur trup. Nu poți fi una cu cineva care e separat de tine. Eu sunt una cu haina, că am luat-o de pe umeraș. Dar dacă când vrea să iau de pe umeraj, spunea, nu vreau să, nu vreau să mă dezlipesc de umeraj, mai mă puteam îmbrăca cu ea? Nu. Unitatea familiei este desăvârșită. Nevasta nu mai este până pe trupul ei, ci autonomie și independență. Ei, stimate surori, de unde e ideea de autonomie și independență în această carte? Doamna o prada! Pentru că n-a plâns niciodată în genunchiată la cruce. Nu contest că nu are o religie. Nu o cunosc personal. N-am nimic cu dumnea ei. E o ființă ca mine care are dreptul să trăiască cu sau fără Dumnezeu și face ce vrea până când îi va veni vremea. Dar vreau să vă spun că în această carte, pentru femeile căsătorite și pentru bărbații căsătoriți, nu există idee de independență și de autonomie. În sensul în care fiecare face ce vrea. Femeia nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul ei. Și soțul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta lui. Ei sunt una și în toate lucrurile trebuie să discute, să ajungă la un consens. Feminismul acesta dă naștere la tot felul de malformații de familie. Raportul de adversitate dintre soți redefinește modelul divin al familiei și atrage mânia lui Dumnezeu. Iertați-mă, știți cine a inventat căsătoria între femei? Feminismul. Știți de ce? Ca să-i lase pe bărbat singur și să-i pedepsească, pentru că o istorie întreagă au fost superiori, au practicat poligamia și le-au asuprit. Și au spus, stați așa, nu ne mai căsătorim cu bărbați, îi lăsăm singuri să vedem ce fac fără noi. Nu mai naștem copii, nu le mai oferim parteneri pentru relația intimă, noi ne putem rezolva problemele între noi. Și așa lua naștere această mizerie pe care Biblia o numește lucruri scârboase. E adevărat că și bărbații au și ei metode de genul acesta. Repet, spun lucrul acesta doar pentru că e o predică îndreptată Înspre femei. Atunci când vorbim despre mare eroare a ideologiei feministe, este bine să afirmăm că negarea diferenței dintre genuri, femeia și bărbatul devenind interschimbabili, nu doar în roluri, ci și în natură, este o aberație. Păi, plecând de la fizic până la emoțional, intelectual. O femeie este foarte diferită de un bărbat. Foarte diferită este de un bărbat. Știați că toată activitatea cerebrală a unei femei se derulează în partea dreaptă a creierului, unde sunt centrii de emoție și de intuiție? De aceea sunt ele intuitive. De aceea ele tot timpul suspectează. Pentru că această parte a creierului are aceste activități, are aceste plusuri. Asta e una dintre marile arme ale femeii. Ea simte, ea miroase. Bărbatul gândește cu partea stângă, unde sunt centrii de logică. Unu plus unu fac doi, inginerește. Centrii de orientare în spațiu, încolo coloi nord, toți, toți bărbații știu un e nord. E bine, există o mare diferență între una și alta. De aceea când Dumnezeu le-a pus pe mame să crească copiii, n-a făcut-o doar pentru simplu fapt că ele nu știu conduce un avion. Stimate surori, Aproape orice meserie din lume practicată de bărbați poate fi practicată de femei. Chiar dacă nu le va fi ușor. Dar știți de ce acceptă toate astea? Ca să dovedească că sunt mai grozave decât bărbații. Dacă fac din asta un scop în sine și au ratat viața. Și și-o cheltuie pentru nimic. Absolut pentru nimic. Feminismul a adus multă confuzie punându-le pe femei în conflict cu propria lor natură pe care o neagă și punându-le în conflict cu bărbații, care le-ar fi completat așa de bine. Diferența dintre genuri este o realitate naturală, o negare acestei realități, care e universală, susținută științific, este o mare absurditate. O femeie a fost făcută de Dumnezeu cu anumite componente exterioare și interioare pentru ca să se preteze la a fi compania soțului. Iar un bărbat a fost făcut cu anumite componente și motorașe uneori diferite de ale femeii, pentru ca să poată fi ce nu are ea și să se poată atașa de ea, făcându-se un întreg. Imaginați-vă că am avea numai o mână sau numai o vâslă, ne-am învârtit în cerc, dar avem o femeie și un bărbat și mergem în drept. Ce bine trăiesc un bărbat și o femeie coabitând, adică existând, trăind sub protecția legământului căsătoriei, din dragoste. Feminismul a adus o mare confuzie în mintea copiilor, cărora l-a distrus modelele de soț și de soție. Uitați-vă în abecedarele, în cărțile pentru copii mici ale generației mele și o veți vedea pe mama cu un copil în brațe pregătind mâncarea și pe tata pe tractor sau un avion. Astăzi, o femeie într-un avion și un bărbat e în al doilea avion pentru că vor să distrugă ideea de bărbat și de femeie după modelul patriarhal și biblic. Vor să le spună, nu e nicio diferență între voi, niciuna. Nu e nicio diferență între voi. Și așa am ajuns la tot felul de operații estetice, la schimbări de genuri, la amestec în genetica lui Dumnezeu, în ADN-ul lui Dumnezeu. Va veni într-o zi judecata și cel pe care oamenii îl neagă astăzi va stra pe tron și va vorbi după dreptate. Și dreptatea aceea va fi o mare osândă pentru mulți oameni. Asigură-te că nu ești un astfel de om. 46 dintre mame își cresc copiii singure. Știți de ce? Pentru că au trăit într-o societate în care a spus așa, dacă cumva ridică tonul, sună la poliție. Nu-l suporta. Cine ești tu să rabzi la ăsta? Dă la vară. Chiamă poliția că întotdeauna tu ai dreptate. Și 46% dintre mamele lumii, cel puțin dintre mamele americane, își cresc copiii singure. Prea mari pretenții și mofturi. 177% dintre copiii crescuți de astfel de mame singure sunt înclinați înspre abuzul de droguri și alcool, iar 146% înspre încălcarea legii în general. Poziția de autoritate a părinților astăzi a coborât la nivelul de poziție de prietenie. Oamenii lui Dumnezeu, puteți să pătrundeți în profunzimea acestei afirmații? Dumnezeu i-a făcut pe părinții autoritari. Nu un copil de 5 ani hotărăște unde mergem noi astăzi și ce mâncare facem. Iertați-mă dacă am ajuns așa, să nu vă supărați pe mine. Am ajuns rău de tot. Dumnezeu a dat părinților poziție de autoritate, dar și-au pierdut autoritatea că s-au făcut de rușine față de propriilor copii. Și pentru că și-au pierdut dreptul de a porunci, s-au dat jos de pe poziția de autoritate și au devenit doar niște prietenași ai copiilor. Unul spune o glumă, unul râde, unul mai spune una, unul mai spune alta și stau la masă. Așa, copii, adulți și în seara asta cine hotărăște? Păi ăsta de trei ani hotărăște. Și de la tata și la mama că nu zice nimic. Săra tată, săraca mama. Și au pierdut poziția de autoritate. Unde este Avram care avea putere să poruncească pentru copiii lui și pentru urmașii lui? Dar omul acesta a avut putere pentru că Isaac a auzit vocea din cer când a vorbit cu tată lui și dintr-o dată l-a privit pe tatălui ca pe un înger. Dar cum să mai privești pe, ca, ca pe un Înger? pe un tată care una face la biserică și alta acasă. Și care, numai, care își, își, se ceartă cu soția și așa o viață de chin. Oamenii lui Dumnezeu, dreptul nostru de a porunci copiilor este legat de calitatea noastră spirituală. Dacă copiii noștri vor vedea în noi calitate spirituală, atunci ne vor respecta poziția de autoritate. Și chiar dacă eu o mai o neagă, că și noi am negat-o, și părinții părinților noștri au avut ei anumite ezitări și ieșire de sub autoritatea părinților, dar nu ca astăzi, că este prea de tot. spune unui copil astăzi să-i spună mama sau tata, vină încoace. Oameni buni, nu vrea să ducă, să trântește de pământ. Zici că nu are minte. Doamne, ai milă de noi. Frați și surori, 20 de ani este în mâna mea. 20 de ani! Trecut prin viață, să nu am capacitatea să-l învăț cât de cât, câte ceva despre înfrânare, despre maniere, despre deschide ușa unui bătrân, despre salută măcar moță, e așa, dă din cap când treci pe lângă o persoană, dă respect și spune-i hai, dar dacă e pocăi, spune-i pace, că așa a spus Iisus. 20 de ani nu sunt în stare să-L învăț lucrurile astea, dar cu ce m-am ocupat? Eu nu sunt un părinte perfect, copiii mei nu sunt perfecți, dar vreau numai să vă spun că aici nu e vorba de o greșeală și de un faliment rușinos, jenant, o generație de copii care nu mai știu de rușine. Cine trebuia să învețe? Școala dominicală? În felul acesta, părinții au renunțat la responsabilitatea lor de a-și educa copiii. Nu mai stabilez standarde morale pentru copiilor, nu mai stabilez limite pentru copiilor și nu mai formulează decizii pentru copiilor. Un părinte, astăzi, nu mai are dreptul să decidă pentru copilul lui. Nu mai are dreptul. Dacă tatăl spune, la ora 10 te întorci acasă, copilul spune, nu vreau. Și vine la două. Și tata nu are putere să-i facă nimic, că 9, 1, 1, îi stă la dispoziție copilului. Frați și surori, ascultați-mă, asta nu este pocăință. Asta nu este creștinism. Este ușor să venim la biserică și ortodox și merg. Și musulmanii se duc la biserica lor. Să este foarte diferit să ne înțelegem menirea de soți și tați de mame și soții, de oameni care avem misiunea să facem din ghidușei ăștia frumoși și drăguți, niște copii care atunci când am spus, băi, să înțeleagă că se îngroașă gluma. Dacă nu mai avem puterea să ne uităm la ei și să înțeleagă cât e ceasul, să știți că este trist. După 50 de ani de feminism, evaluăm efectele. 9 milioane de adolescenți infectați copii care au copii, adolescenți care folosesc anticoncepționale, permiteți-mi exp expresia, nu există alta mai cu minte. Onoarea, răbdarea, modestia, sacrificiul pentru aproapele sunt considerate învechite. Vă întreb, vedeți dumneavoastră între valorile americane ale copiilor noștri, nu ale americanilor bătrâni, aceste valori prezentate astăzi? Uitați-vă că dacă se apleacă îi se vede jumătate din partea în care nu ar trebui să se vadă niciodată la un om. Că umblă cu niște pantaloni până aici. Și cu un tricou până aici, iar partea asta e goală. Băi, oameni buni, de ce trebuie să vadă zona asta oamenii în public? De ce? Unde s-a mai pomenit? Sunt părți ale trupului pe care nu le vede decât membrii familiei. Soțul, soția, părinții când ești mic. Nu ne putem descoperi ca și cum nu mai avem cap. Să știm ce se vede și ce nu se vede în public. Să nu vorbesc de decența femeilor. Fustă sau pantalon scurt ce o fi. De ce trebuie să fie mai sus de genunchi? De ce pantalon scurt până aici la femei? De ce atâta nevoie de atenție? De ce atâta paradă publică? Stimate doamne, știu că e greu să mă auziți. Puteți să faceți ce vreți cu ce spun eu, dar ascultați-mă, asta nu-i pocăință. Asta este o sete teribilă după priviri. Sunt părți în trupul unei femei pe care trebuie să le vadă doar soțul ei și fiicele acelei femei trebuie să vadă la mama ei cum trebuie să se îmbrace. Îmi veți spune, frate Luigi, nimeni nu-i perfect, știu că nici eu nu sunt. Dar întreb, până unde alunecăm? Dacă am deschis ușa, unde o vom închide? De ce trebuie să purtăm o îmbrăcăminte prin care trebuie să se vadă ce nu-i voie să se vadă? Să mă iertați de îndrăzneala cu care vă vorbesc! De ce trebuie să se vadă la fiicele noastre și la, nevastele, la nevestele noastre prin îmbrăcămintea aceea mulată, transparentă, ca și cum n-ar exista? Lucruri care sunt absolut nepermise! De ce? De ce trebuie să-mi întorc capul? De ce? Și duminica ne întâlnim în biserică și ne rugăm lui Dumnezeu Stimate Doamne, scumpele mele surori, primiți această revărsare de adevăr din inima unui bărbat care vă respectă din tot sufletul în calitate de păstor. Nu vreau să vă ofensez. Nu vreau să hotărăsc eu eticheta dumneavoastră vestimentară, dar vreau să spun că nu este cinstit să vă rezolvați problema atenției în maniera aceasta. Nici vorbă de așa ceva. copiii lipsiți de disciplină, de autocontrol, de bun simț și de responsabilitate și copii care nu-și mai cinstesc părinții, ba chiar îi agresează. Aș vrea să ne oprim aici, în ciuda faptului că multe lucruri pot fi spuse, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne uităm la următorul lucru. Nu vrei să fii membru într-o biserică care este sfântă? Unde se mai vindecă cât un bolnav la rugăciune? Unde există cântări care pur și simplu te ridică de pe pământ? Nu vrei să fii membru într o biserică unde există o școală duminicală cu niște învățători îmbrăcați ca niște creștini? Nu vrei să fii membru într o biserică unde atunci când se predică vine foc? Nu vrei să fii membru într o biserică unde coboară Dumnezeu și unde oamenii se îmbracă cu sfială cu bun simț pentru că au venit să întâlnească cu Dumnezeu? Nu vrei să fii membru într-o biserică sfântă, decentă, cu minte, pe care o privesc și alții și spun, o să mă fac membru în biserica aceea. De ce trebuie să forțăm tot timpul lucrurile pentru ca să transformăm biserica lui Dumnezeu într-un club unde accentul cade pe altceva decât pe sfințenia cu care ne închinăm în fața lui Dumnezeu? Mă uit la oamenii care sunt cel puțin de vârsta mea și mai sus și vreau să vă cer în numele Domnului să vă rugați pentru vremurile pe care le trăim. Într-o zi ne va judeca Dumnezeu pentru că nu am vorbit împotriva de străbălării, împotriva lucrurilor lumești și pentru că tăcând le-am dat urmașilor noștri libertatea să înțeleagă că ceea ce fac este corect. Și că oricum te-ai poți veni în biserica pentecostală a lui Dumnezeu, că nimeni nu-ți mai spune nimic. Că pastorul e rușine să mai vină la tine sau e rușine de familia ta. Aș vrea să facem din locul acesta un loc unde se întâmplă vindecări și unde coboară Dumnezeu. Dar nu are loc de goliciune, de destrăbălare, de modă, de pretenții omenești, de mândrie, de aroganță. Și eu și casa mea. Mai înainte de dumneavoastră. Și apoi dumneavoastră, dacă vreți, să ne smerim, să ne rugăm, să postim ca să vină vremuri de înviurare peste noi și casele noastre. Și peste biserica lui Dumnezeu. Să vadă copiii ăștia pe Dumnezeu în noi. Să vadă că la rugăciunile noastre se mai întâmplă uneori ceva. Și să vadă în locul ăsta cum ți se zbârlește pielea pe tine când coboară Dumnezeu. Dacă e doar un club social unde Dumnezeu este absent și până la urmă doar cu mine au de diluit și de discutat, atunci suntem într-un loc greșit. Vă cer, frați și surori, să înțelegeți dificultatea vremurilor pe care le trăim și asediu Bisericii lui Dumnezeu, care este forțată să renunțe la sfințenie pentru orice altceva. Aș vrea să stăm înaintea Domnului rugăciune și să ne rugăm pentru copiii noștri. N-au viitor fără Dumnezeu, pot să ajungă președinți. Să ne rugăm pentru nepoții noștri, pentru nevestele pe care ni le-a dat Dumnezeu și pentru poporul acesta care vine aici să asculte Evanghelia. Haideți să ne ridicăm în picioare!